Ploieștenii sunt obișnuiți cu basketul mergând în număr mare la toate meciurile echipelor de suflet ASE Soft. Ieri însă la sala sporturilor Olimpia, 60 de prichindei au demonstrat că ușor-ușor, cu multă muncă, poți ajunge precum Cătălin Burlacu. Patru echipe din Ploiești, Târgoviște și București s-au întrecut în cadrul Cupei Champ la categoria Baby Basket. Băieții s-au străduit să joace cât mai bine. În cadrul evenimentului a avut loc meciul demonstrativ între prima campioană națională la junior din Ploiești și divizionarii A, care au readus pe prima scenă a basketului echipa CSU Ploiești. Un eveniment în premieră națională și prezintă pentru prima dată un campion pentru baby basket, copii în vârstă de 8-9 ani. Aici pe teren sunt și cei mai buni în acest moment din țară, clubul de basket Dandacean din Ploiești. Au venit și două echipe din Târgoviște, suntem și noi și sperăm cât mai multă lume să vadă cât de frumos este. Există la Ploiești dintotdeauna, cel puțin așa știu eu, și astăzi, în afară de evenimentul mini-basket, un turneu adresat copiilor mai mici de 2001, născuți 2001, dar în același timp arătăm că am existat și că, istoric vorbind, basketul are longevitate în România. Fiecare dintre micuți a ieșit câștigător. Prichindei s-au ales cu multă experiență, dar și cu multe cadouri.